rând am debutat cu această serie de evenimente științifice de o manieră interdisciplinară, considerând ca problemă, în primul rând, de sănătate publică pe primă linie și apoi o problemă științifică cu foarte multe aspecte încă nerezolvate, cea a diabetului și a sistemului nervos în general. Cu privire la seminariile Departamentului de Neuroștiințe ale universității noastre, pot să vă spun că și în anul acesta programăm o serie de cel puțin 6-7 evenimente importante, toate axate pe subiecte de foarte mare actualitate sau axate pe programe de pregătire a tinerilor în domenii deficitare, ca să nu spun orfane, de-a dreptul, ale practicii neurologice, așa cum sunt cele legate de experiența care trebuie să-și o formeze rezidenții și, mă rog, tinerii specialiști în neurosonologie, în electroneurofiziologie și în foarte multe alte, să spun, direcții de dezvoltare personală pe care un neurolog trebuie să le aibă. Având în vedere aceste priorități, desigur că noi clasificăm proiectele seminarilor în evenimente de învățare teoretică și întâlniri cu cei mai buni specialiști din domeniu și sesiuni și evenimente de tip hands-on, în care oamenii învață și realizează, din punct de vedere practic, să spun, ce este important și cum trebuie să se apropie de anumite tipuri de explorări, în special în ceea ce privește neuroștiințele clinice și anumite lucruri legate și de cercetare. E una dintre temele cele mai noi din neurologie și în special din știința care se ocupă cu studiul durerii și a impactului durerii și a durerii neuropate, în primul rând. E vorba de durerea neuropată și durerea de lungă durată, durerea cronică, care are, sigur, un substrat nociceptiv. În special, durerea de tip neuropatic creează un impact foarte mare asupra sistemului nervos central. Astăzi este îndeopște de cunoscut în cercurile care se ocupă de aceste probleme. Într-adevăr, în zona practicienilor, în zona celor care nu sunt direct implicați într-un domeniu atât de precis și atât de bine delimitat, precum neurologia sistemului nervos periferic, patologia sistemului nervos periferic sau patologia specială care are la bază neuroplasticitatea patologică și aici sunt niște domenii speciale, începând de la tinnitus, toate aspectele legate de polineuropatii, aspectele legate de ceea ce noi numim epilepsie, da? Toate aceste domenii de patologie neurologică au un substrat foarte bine definit, și anume neuroplasticitatea patologică, pentru că neuroplasticitatea are un efect pozitiv pentru regenerarea și mentenanța permanentă a sistemului nervos, dar de foarte multe ori, când aceasta este deviată de la căile normale, produce tipuri de patologie redutabilă. În acest sens, viziunea asupra impactului durerii, da, asupra sistemului nervos s-a schimbat major în ultimii 10 ani, să spunem, pentru că s-a definit tot mai mult o componentă de tip degenerativ, neurodegenerativ, central în ceea ce privește suferințele dureroase. Astăzi știm cu foarte mare precizie că avem o remaniere la nivelul sistemului nervos central, respectiv și a creierului și a măduvei spinării, o remaniere profundă, atât la nivelul substanței cenușii, cât și la nivelul substanței albe. La nivelul substanței cenușii, remaniera este mai observabilă, e mai decelabilă și mai măsurabilă. E puțin mai dificil să măsori impactul asupra substanței albe, dar cu tehnologia actuală este posibil, sigur că, dar sunt mult mai multe studii care
sunt centrate pe patologia degenerativă în ceea ce privește substanța cenușie. Acestea fiind, să zic, acceptate și demonstrate pe deplin astăzi, ne dăm seama că, de fapt, durerea neuropată are un impact infinit mai mare decât credeam până nu demult. Și întreaga noastră viziune asupra funcționării sistemului nervos este schimbat. Probabil că într-un viitor apropiat se va putea crea o aproape o ecuație între tulburările cognitive care apar în urma unor asemenea tipuri de patologie și eventual chiar tulburările emoționale care sunt în sfera aceasta, tulburările de integrare, de somatizare. Toate, până la urmă, se pare că au, chiar dacă nu ușor decelabil, un substrat organic care poate fi urmărit, poate fi măsurat. Astăzi știm mult mai multe despre mecanismele care duc la acest proces neurodegenerativ și categoric că vom putea să le abordăm mai bine. A le aborda mai bine nu înseamnă să le abordăm cu medicamente sofisticate, pentru că, de fapt, ne dăm seama, pe măsură ce știința farmacologiei precise avansează, că șansele de a trata o suferință complexă cu medicamente, cu un mecanism foarte bine definit și unic de acțiune, este mult mai mult decât iluzorie. Soluția este una singură, să avem o preocupare dinamică cu ce se întâmplă nou și soluția constă în a fi asidui cel puțin cu ceea ce noi le oferim. Gândiți-vă, într-un an să facem 8-9 reuniuni de acest tip, foarte bine detaliate și cu de multe ori cu consecințe practice pozitive asupra formărilor, nu este lucru puțin. Asta pe lângă programul standard de formare din cadrul învățământului de tip rezidențiat și a practicii. Pe de altă parte, sigur că știința avansează enorm și suntem copleșiți de cantitatea de date pe care trebuie să o gestionăm și nu toată lumea va reuși și nici nu trebuie ca toată lumea. Nu este un target ca toată lumea să știe tot, este imposibil. Dar cei care au preocupare în domeniu și care, într-adevăr, doresc să aprofundeze anumite zone ale cunoașterii în neurologie, pot să o facă și să participe, cel puțin, la programele complexe educaționale și de cercetare pe care Societatea de Neurologie le organizează. Întotdeauna noi avem în preajma Congresului de Neurologie un curs amplu care atinge mai multe domenii. Școala internațională de vară, cursul internațional care îl pregătim în fiecare an pentru tulburările de mișcare, patologia tulburărilor de mișcare. Prin urmare, tinerii noștri colegi sunt într-o postură și o situație norocoasă. Problema este să întindem mâna și să culeagă fructul, lucru care nu întotdeauna se întâmplă.